Muzicianul Radu Grigorovici s-a născut în 20 noiembrie 1911 într-o familie de socialdemocrați bucovineni. A absolvit liceul Aron Pumnul și a studiat la Universitatea din Cernăuți, unde a obținut o diplomă în științe chimice, apoi în științe fizice. Acolo a fost preparator la laboratorul de fizică experimentală, după care s-a transferat la Facultatea de Științe din București, unde a fost șef al laboratorului de fizică moleculară, acustică și optică. Domnul Radu va fi cu siguranță un fizician artist care va înainta cu salturi mari, spunea prietenul și colegul său de breaslă, Liviu Constantinescu. Și așa a fost. Radu Grigorovici a obținut în 1938 titlul de doctor în științe fizice și a reușit să urce pe treptele ierarhiei universitare, devenind conferențiar. În paralel, lucra ca inginer consultant, însă din motive politice, Grigorovici a fost nevoit să renunțe la cariera sa universitară, dar nu a renunțat la cercetare. În 1963, fizicianul a devenit director adjunct științific la Institutul de Fizică din București. În 1977, a fost transferat la Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor, însă după un an a fost dat afară. Cu toate acestea, Grigorovici a avut timp să formeze acolo un grup de cercetători. Alături de aceștia a creat cea mai importantă lucrare a carierei sale, legată de studiul semiconductorilor amorfi. Lucrările sale și ale grupului cu care a lucrat i-au adus notorietate internațională, iar Grigorovici este cunoscut ca mentor fondator al Școlii Românești în cercetarea semiconductorilor amorfi. Radu Grigorovici a adus contribuții originale în domeniul fizicii și a făcut descoperiri care au deschis drumuri noi în cercetare. A fost membru al Academiei Române, iar după căderea comunismului a fost vicepreședinte al acesteia. Iubea adevărul vieții și al științei și s-a străduit să creeze o față nouă Academiei. Ca toate instituțiile, Academia Română valorează atât cât valorează oamenii care o compun. Esența acestui sistem politic este selecționarea celor mai buni și dacă unele alegeri se dovedesc greșite, îndepărtarea celor nedemni și neutralizarea influențelor nefaste devine o acțiune necesară, susținea Radu Grigorovici. De-a lungul vieții, fizicianul a atras atât admirația cât și antipatia multora. Radu Grigorovici n-a fost doar un om al științelor, ci a iubit și literatura, istoria și artele. A fost un muzician fin care se relaxa cântând la pian. A încetat din viață în 1 august 2008.